găsit în culisele psihologiei, sunt Mihaela Gherca și astăzi am pregătit o temă nouă. Având în vedere că se apropie începutul școlii, ne-am gândit că ar fi de folos să avem un invitat care ne poate însoți în a gestiona frica care apare când vorbim de colectivitate, fie că integrăm copilul într-o colectivitate, că este școală, că este activitate extracurriculară sau pur și simplu de divertisment, fie că suntem adulți și poate mergem în continuare la serviciu, în ciuda faptului că este pandemie. Așadar, a revenit în culisele psihologiei Georgiana Bucătariu, psihoterapeut integrativ și psiholog. Bine revenit, Georgiana! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! După cum știți, Georgiana a fost invitată, cred că în prima ediție din sezonul acesta și foarte frumos a venit cu soluții și cu modalități de a ne gestiona din punct de vedere emoțional în pandemie. Ne-am gândit că acum ne-ar fi util să vedem ce putem face cu frica noastră care este copleșitoare în perioada aceasta. Și aș vrea să te întreb, Georgiana, cum e frica noastră în contextul acesta pandemic, având în vedere și debutul școlii? Cred că frica, ca și orice altă emoție, este foarte subiectivă, da? Și nu putem noi să măsurăm frica pe care o simte celălalt sau intensitatea acesteia, da? Nici nu știm, putem ști de fapt ce simt ceilalți, că uneori putem vedea, alteori pot disimula atât de bine încât ni se pare că wow, ce zen pare a fi. Da, ce în control. Da, uite, stăpânește totul atât de bine, nu este frică deloc. Dar, așa cum spuneam, este foarte subiectivă. Din punctul meu de vedere, un răspuns emoțional adaptat situației de față este acela de a menține un echilibru atunci când vorbim despre frică și ce măsuri luăm, ce facem pentru asta. Eu cred că frica, ca și orice altă emoție, are și un rol adaptativ, da? Ea ne ajută pe noi să facem cât mai bine față situației și să ne protejăm. Și așa se întâmplă și în cazul de față. Adică este normal să ne îngrijorăm într-o oarecare măsură, pentru că asta ne face pe noi să luăm niște măsuri. Să folosim dezinfectanți, să purtăm masca care ne protejează, să păstrăm distanțarea socială, să respectăm practic normele, da? Pe care cei care se ocupă cu asta le-au propus pentru noi, da? Tot în folosul nostru, pentru a ne proteja. Sigur că atunci apar probleme sau apar situații care ne disturbă ritmul normal al vieții noastre, în momentul în care noi ne ducem într-una dintre aceste extreme. Atunci când neglijăm absolut orice măsură de protecție, atunci nu ne protejăm nici pe noi și nici pe ceilalți, și sau atunci când ne ducem în partea cealaltă, da? Și ne izolăm total, nu ne mai desfășurăm activitățile obișnuite, poate trebuie să mergem la serviciu și atunci, dacă ne protejăm, putem să facem asta în siguranță. Deci cred că este potrivit să păstrăm o cale de mijloc. Cum ar fi să facem lucrul acesta? Emoțional vorbind. Cred că emoțiile vin și uneori pot fi copleșitoare, mai ales dacă ne expunem unui volum de informații foarte mare din surse foarte diverse și care ne alarmează. Pentru că mintea noastră subconștientă procesează chiar și acele informații, chiar dacă noi nu ne gândim la asta, da? Nu ne gândim că, nu știu, ne afectează toate informațiile acestea. Dar ele rămân acolo undeva și ne afectează activitățile de zi cu zi. Atunci poate că ar fi potrivit să ne luăm informații din surse foarte sigure, da? Poate să ne expunem mai puțin la știri care să, la tot felul de informații care să ne alarmeze. Poate că ar fi potrivit să discutăm despre lucrurile care ne îngrijorează, poate cu un specialist, dacă observăm că gândurile care ne vin sunt intruzive și ne afectează activitățile zilnice, sau poate somnul, da? Sau modul în care mâncăm, atunci ar fi bine să fim în contact cu noi și să fim foarte atenți la lucrurile acestea, da? Aceste schimbări au loc în viața noastră.
când spui că ar fi să consultăm și un specialist, unde ar fi să se ceară ajutorul acesta? Sau să ceară această consiliere? Bineînțeles că mă gândesc în primul și în primul rând la psiholog, da? Dacă stările de neliniște sunt foarte intense, ar fi potrivit să discutăm cu un psiholog, cu un psihoterapeut care ne poate însoți în menegerirea acestor stări, într-un mod potrivit, da? Fără ca, pentru ca noi să putem să le menegeriem, astfel încât viața noastră de zi cu zi să nu fie afectată. Deci clar un specialist, un psiholog, un psihoterapeut. O idee foarte bună de a merge în direcția aceasta, cu atât mai mult în contextul acesta, unde suntem copleșiți de multă vreme, de foarte multe emoții negative. Absolut. Înțelegem că frica este o emoție normală și firească și este bine că e prezentă în viața noastră. Și mă întreb acum, cum gestionăm noi frica aceasta când vorbim de integrare în colectivitate? Că vorbim de, nu știu, poate de începerea anului școlar, că vorbim de o activitate, că mă duc la un sport de echipă în continuare sau mă întâlnesc poate și cu un grup de prieteni mai mare, da? Mm-hmm. Cum ar fi să ne gestionăm astfel încât copilul, de fapt, să poată să participe cu interes și curiozitate la activitate și să nu rămână blocat și să fie copleșit de acea frică? Un aspect foarte important, cred că este acela ca noi, părinții, să conștientizăm că noi suntem un model în permanență pentru copiii noștri și că ei ne privesc în fiecare secundă. Deci modul în care noi ne gestionăm emoțiile este un model în care, pe care ei îl vor prelua. Da? Deci dacă noi suntem foarte anxioși, dezorganizați în activitate, nu suntem consecvenți în a urma măsurile, da, nu știu, a purta mască odată, purtăm mască odată, nu purtăm mască odată, ne dezinfectăm odată, nu ne dezinfectăm, ei vor prelua aceste modele. Deci noi, prin comportamentul nostru, le modelăm cum anume se pot comporta și ei la rândul lor și le putem transmite asta, că ei sunt în siguranță dacă urmează anumite măsuri. Da, uite, le putem spune pe înțelesul lor. Da, acesta este un virus, dar uite, noi ne putem proteja dacă facem asta și asta, dacă purtăm măscuță, dacă ne dezinfectăm, dacă ne spălăm pe mâini într-un mod corect, dacă păstrăm distanțarea atunci când este cazul, dar ești în siguranță, da? Și dacă se poate întâmpla ceva, dacă cumva putem contacta acest virus, există tratament, avem acces la îngrijiri medicale, ca întotdeauna copilul să se simtă în siguranță, da? Orice s-ar întâmpla, sunt în siguranță și există o soluție. Foarte important de creat această siguranță în viața copilului. Absolut. Însă, cum ar fi copilul să reușească totuși să gestioneze frica aceasta? Pe lângă faptul că adultul ar putea să îi prezinte situația, acum depinde și de vârstă, poate sub formă de poveste, poate pur și simplu spunând lucrurile ca de la adult la adult. Dar cum ar fi ca un copil să se autogestioneze, da? Sau ce pot părinții, de fapt, sau adulții din preajma lui, că putem vorbi chiar și de cadrele didactice, că pot veni Absolut. Copii copleșiți de frică la grădiniță sau la școală. Și cum ar fi să îi însoțim pe ei în procesul acesta? În primul rând, atunci când noi ne simțim copleșiți de o emoție, nu mai avem capacitatea de a găsi soluții sau a ne focusa pe soluții adaptative, da? Nu mai funcționăm optim, să zic așa. Nu ne putem implica în activități 100% așa cum o făceam. La fel se întâmplă și în cazul copiilor, nu se pot concentra. Și atunci cel mai potrivit ar fi să le validăm această frică și să-i ascultăm. Da? Să-i întrebăm efectiv, observ, văd că ai emoții puternice în legătură cu asta, văd că ți este frică, vrei să-mi spui mai multe? Și ei ne vor arăta într-o formă sau alta, dacă sunt suficient de mari să verbalizeze, poate că vor spune asta, mi este frică. Dacă nu, poate că ne vor arăta printr-un anumit comportament. Și asta este cel mai probabil în cazul copiilor de grădiniță, spre exemplu, de creșă și de grădiniță, da? Atunci ei vor veni și putem observa că nu se pot implica 100% în activități, nu mai sunt la fel de prezenți ca înainte, poate că încep să manifeste comportamente nepotrivite față de colegii lor și atunci ar fi să ne apropiem de ei și să
le spunem că suntem acolo, să întrebăm dacă putem să-i ajutăm, dar de obicei să punem limite în cazul în care manifestă comportamente nepotrivite și ei ne vor arăta într-o formă sau alta, da? Vor găsi un motiv să plângă, să facă ceva ca să ne semnaleze că nu le este bine și noi să fim acolo să-i ascultăm. Să-i ascultăm și totodată să-i validăm emoțional. Noi am mai absolut vorbit despre validarea emoțională, da, absolut, în emisiunea pe care am filmat-o la debutul, mm-hmm, acestui sezon. Și validarea este foarte importantă, foarte importantă. În viața copilului, ca el să reușească, indiferent de vârsta copilului, că vorbim de adolescent, că vorbim de adult, că vorbim, mm-hmm, de copii de grădiniță sau și mai micuți, validarea aceasta emoțională e destul de importantă pentru a-i normaliza starea copilului, da? Și un punct de plecare, absolut, în a se stabiliza emoțional și a reuși să iasă practic din centrul emoțional și să poată să găsească soluții, mm-hmm, la starea pe care... Absolut. Să revină din nou în partea aceea creierului nostru, care ne deosebește pe noi, ne animale și ne ajută să luăm decizii corecte. Absolut. Chiar așa este. Plus că în momentul în care noi nu validăm o emoție și copilul spune asta sau ne arată că este frică, noi producem o ruptură în relație. În momentul acela suntem pe pagini diferite, să zic așa. Da? Suntem în direcții diferite. Dacă el ne spune că ne este frică și n-ai dragă, de ce să-ți fie frică? Sau fi bărbat, altă reacție, sau da. Băieții nu plâng. Nu înțeleg de ce este frică, nu trebuie să-ți fie frică. Trebuie. Mecanismele acestea, exact, ele de fapt ce generează în copil? Când frecvent el este invalidat emoțional și de fapt nu-i dă voie să-și exprime și să-și trăiască acea emoție. Ce generează în copil? Noi îl anulăm pe el, ca individ. Nu? Mm. El nu mai este în contact cu el, înseamnă că el se îndoiește de ceea ce simte, simte că este inadecvat, că ceea ce simte nu e în regulă. Dacă mama spune că mie nu trebuie să-mi fie frică și eu totuși simt frică, înseamnă că este ceva în neregulă cu mine. Mm. Intensitatea emoțiilor îl poate speria și atunci el va încerca să nu mai simtă emoția respectivă, da? O reprimă. Mm. Și uite, așa se formează, de fapt, mecanismul de reprimare emoțională, uh-huh, absolut, nesănătos, da? Prin care copilul nu va da acces nimănui în lumea lui interioară. În lumea lui interioară, bogată în emoții, de tot felul de altfel. Și problema este că în momentul în care el reprimă toate aceste emoții, nu este în contact cu el, asta duce în timp la comportamente dezadaptative. Cum ar dacă... fi? Ce înseamnă, de fapt, comportament dezadaptativ, ca să le înțelegem, să le explicăm oamenilor? Păi, în moment, dacă ne referim strict la copilașii mici, spre exemplu, da, la copiii de grădiniță, reprimându-și aceste emoții, nemai putând la un moment dat să le gestioneze, ele vor apărea într-o formă sau alta. Prin agresivitate, prin retragerea în sine, da, la forme extreme. Astfel, el pierde foarte multe ocazii de a socializa cu ceilalți, pentru că un copil agresiv va fi marginalizat, da? Va fi etichetat ca un copil rău, spre exemplu. Nu va mai putea să se concentreze la activități, da? Va fi în permanență într-o stare de agitație. Și atunci noi nu ne dorim asta. În momentul în care noi dăm ocazia să ne arate toate aceste emoții și le recunoaștem și îl împrietenim cu ele, da? Este în regulă să simți asta. Cu toții simțim frica, da? Sunt aici lângă tine. E un mesaj foarte important pe care îl transmitem. Deși ți-e greu, știu că ți-e greu, nu pot să repar asta, dar sunt aici cu tine, da? Să ascult aceste emoții. El înțelege că este normal, sunt normale, că el este ok să simtă aceste emoții. Aceste emoții reprimate și formarea unui mecanism de reprimare emoțională generează blocaje în interiorul copilului, da? Care pot fi identificate în relațiile cu ceilalți, da? Da. Și da, în relația, absolut, cu sine. Da? Cum putem vedea lucrul acesta? Cum putem identifica când acest mecanism disfuncțional, da, de reglare emoțională a generat blocaje în copil? Unde știu că este blocaj și de unde este de fapt copilul? Așa este el. Mm-hmm. Păi, în primul rând, cred că aceste blocaje sau sunt anumite evenimente în viața copilului, da? Adică noi ne cunoaștem copilul, da? Fiind părinții lui, știm cum era el înainte de un eveniment sau altul, da? Înainte de perioada pandemiei. Noi, dacă vom fi atenți și în contact, dacă suntem prezenți în viețile noastre, vedem că au survenit sau că pot
surveni anumite schimbări, da? Și unii părinți, dacă îi întrebăm, vor spune, întrebăm, ok, și când a apărut problema? Și ei vor spune, păi, cam de o lună, cam de două, cam de când stă în casă, da? Adică o să ne dăm clar seama că acel comportament, da, că este unul dificil, a intervenit ca urmare a unor evenimente care au avut loc și care l-au afectat pe copil, da? Și atunci dacă, nu știu, știu că copilul meu era timid, da, și avea nevoie de o perioadă de a se acomoda atunci când mergeam, nu știu, la o petrecere de copii, dar acum refuză cu desăvârșire și să iasă din casă ca să meargă la acea petrecere, înseamnă că acolo clar este o problemă și ar fi bine să ne uităm la ea. Dacă ceva... S-au creat anumite blocaje emoționale, absolut, care nu-i dau voie copilului să se reintegreze. Absolut. Și e de explorat și de văzut cum putem să... Să-l ajutăm să proceseze evenimentele respective, emoțiile, ca apoi să poată fi din nou el, așa cum era înainte. Să poată fi el din nou, vesel, cooperant, iubitor. Acum o să facem un exercițiu de imaginație. Okay. Având în vedere că suntem înainte de începerea anului școlar, un părinte, da, căruia îi este foarte frică de faptul că ar fi să reintegreze în colectivitatea copilul, practic să reia activitatea în școală. Mm-hmm. Cum ar fi părintele să își autogestioneze emoțiile, astfel încât să nu le transmită copilului și astfel încât și el să reușească să fie liniștit, da? În fiecare zi când pleacă copilul la școală. Dacă ne referim numai la acest context al pandemiei, primul și primul lucru ar fi să-și ia informațiile corecte, da? Să se asigure că să se asigure că măsurile sunt respectate la școala respectivă și sunt convinsă că acest lucru se întâmplă, da? Să fie conștient de asta, că totul se întâmplă în deplină siguranță. Să-și ia informațiile corecte, așa cum spuneam, pentru că este foarte important asta, da? Din surse corecte și de încredere. Și apoi să-și proceseze propriile emoții, să se uite la ele, da? Să vedem, să-și ia... Dacă noi stăm cu noi, vom vedea că avem anumite gânduri legate de o anumită situație și anumite emoții în corpul nostru fizic. Și ar fi să ne uităm, ok, care sunt gândurile acestea, da? Hai să mă uit la ele, să vedem cât sunt ele de adevărate sau nu. Scenariul pe care eu mi-l fac este posibil sau nu? Este adevărat sau nu? Ce simt? Unde simt, unde anume, hai să stau cu emoția aceasta și apoi discutate, poate cu partenerul de viață, cu specialistul. Discutate pentru a fi procesate. Procesate, absolut. E destul, da, de important să procesăm, uh-huh, toate emoțiile negative pe, uh-huh, care le trăim. Absolut. Și poate că ar fi să mai privim un pic și către intensitatea emoțională, dacă ar fi, absolut, cred că e un aspect destul de important să vedem care este intensitatea emoțională, da? Cât de puternică este emoția respectivă, da? Generată de o anumită situație și de asemenea frecvența. Absolut. Da? Cum pot adulții și nu numai adulții să privească către lucrurile acestea? Printr-o monitorizare atentă a propriilor emoții și gânduri, da? A schimbărilor din viața lor. Dacă, spre exemplu, știu că eu înainte adormeam liniștit, dar de o vreme nu mai pot să adorm sau adorm pentru că sunt foarte obosit, dar mă trezesc dimineața cu anumite gânduri intruzive, ar fi să mă uit la ele, da? Și apoi, dacă acestea mă afectează viața și ritmul normal, să apelez la un specialist. Atunci chiar este musai să apelăm la un specialist și să cerem ajutor, da? Cred că asta ar fi, să ne uităm la ele, să ne uităm la ce s-a schimbat în viața noastră. Sigur că unele persoane, noi ne naștem așa, poate că unele persoane simt mai intens emoțiile, altele mai puțin intens. Sigur că și în funcție de contextul nostru de viață, da? Dacă am persoane care prezintă un grad de risc ridicat, atunci este posibil ca emoțiile mele să fie mai intense. Dacă persoanele din viața mea sunt expuse sau chiar eu mai mult la virus, da? Lucrează într-un mediu în care pot lua contact cu multe persoane. Acesta poate fi într-adevăr un factor care să crească intensitatea emoțiilor noastre, dar la fel trebuie să ne uităm la ele, să le discutăm, să vedem, ok,
ce s-ar întâmpla dacă este acest scenariu atât de negru și cum facem să procesăm informațiile, nu știu, cu lucruri concrete, da? Plecând de la a fi în prezent, a respira conștient, a nota gândurile intruzive și tot felul de tehnici și informații pe care ni le dă specialistul. Așadar, frica face parte din viața noastră, este în controlul nostru, putem să învățăm să o folosim constructiv și să vedem partea bună în momentul în care ea este prezentă în viața noastră, însă după o scurtă pauză de publicitate vom reveni cu mai multe informații. Am revenit în culisele psihologiei, alături de mine este Georgiana Bucătariu și astăzi o să ne împrietenim cu frica aceasta care apare, sau mai bine zis, care prezintă în viața noastră, cred că de la începutul pandemiei și care pare să crească pe măsură ce se apropie începerea anului școlar. Însă avem încredere că o să reușim să ne împrietenim noi toți, adulți și copii, da, cu frica aceasta, astfel încât să ne reintegrăm social și să ne putem bucura de activitățile pe care le avem de făcut zi de zi. Și aș vrea acum să facem un nou scenariu, da, de imaginație, în care un copil, un adolescent, da, un copil de 14 ani, manifestă o frică foarte puternică și nu dorește să meargă la școală din cauza pandemiei. Ce este de făcut în situația aceasta? Cum putem să însoțim copilul, da, în procesul acesta? Cum putem să conținem copilul și ce este de făcut, de fapt, în situația aceasta, astfel încât frica să nu rămână un blocaj în viața copilului și să îi îngrădească activitățile, pentru că deja putem vedea, da, refuză să mai meargă la școală. Da, deja s-a ajuns într-un punct destul de delicat aici și cred că ar fi foarte potrivit ca părinți să ne uităm care este punctul de plecare al acestei frici și ajunse la o asemenea intensitate. Să vedem ce anume a generat, da? Poate să ne uităm la contextul nostru de viață, să ne uităm la reacțiile noastre, la ce am transmis noi, să ne uităm la accesul pe care l-a avut la informații. Și poate că ar trebui să, eu știu dacă aceasta poate fi una dintre cauze să limităm accesul la informații nepotrivite. Apoi, ai spus tu foarte frumos să ne împrietenim cu frica, da? Să-l ajutăm să se împrietenească cu asta și la fel ca și în cazul copiilor mai mici sau chiar și în cazul adulților, da? Să-i validăm această frică. Înțeleg că ți este frică, hai să vedem ce putem face despre asta. Foarte potrivit ar fi să apelăm la ajutorul unui specialist, pentru că specialiștii aceștia au așa tehnici și tot felul de modalități minunate de a-i însoți, da, pe copii, pe adolescenți și chiar pe adulți, pe acest drum și de a-i face să se împrietenească cu frica lor. Pentru că trebuie să ne cunoaștem emoțiile, să fim în contact cu ele ca să putem să însoțim pe cineva, da? Ori dacă și nouă ne este greu să le manageriem pe ale noastre, sigur că va fi greu să îl conținem pe copilul nostru și să-l ajutăm să le gestioneze într-un mod corect, dacă nouă ne este dificil acest lucru. Să ne informăm noi corect ca să putem să-l ajutăm pe el să găsească surse de informare. Deja dacă este adolescent, acesta poate fi un demers al lui, da? Noi îl putem ruga să găsească el surse de informare corecte și atunci asta poate ajuta la scăderea anxietății. Cam acestea ar fi unele dintre lucrurile pe care le putem face noi. Ok, ar putea să facă o readaptare progresivă. Mă gândesc în eventualitatea în care, nu știu, un părinte se gândește din timp. Ok, uite, mă gândesc că deja se va începe școala, da? Să reintegrez copilul sub o formă progresiv. Ce ar însemna? Ce ar presupune pentru părinte sau pentru adultul care însoțește copilul în procesul acesta? Ce ar fi să facă, mai concret? Gândindu-mă la ce ai spus acum, nu știu dacă, nu știu exact cum se vor întâmpla lucrurile, dar noi putem să-l ajutăm pe copil să
se expună unor situații, da? Adică să ia contact cu un grup mai mare de persoane, spre exemplu, chiar dacă nu neapărat la școală. Poate să se întâlnească cu câțiva dintre prietenii lui și să vadă cum anume se simte. Da? Să fie atent la emoțiile lui și să vadă ce anume face să se simtă în siguranță. M-am simțit mai în siguranță atunci când toți colegii mei, când noi toți am purtat mască. M-am simțit mai în siguranță atunci când am păstrat distanța. M-am simțit în siguranță atunci când, da? Și să fie atent la toate aceste lucruri. Deci acesta ar fi un mod de expunere, să zicem așa, la această situație, și care îl poate ajuta. Probabil care poate funcționa în cazul unor adolescenți, absolut, copii, sau mm-hmm, poate chiar și adulți acolo unde e nevoie să se reintegreze, absolut, după o perioadă destul de lungă în care au fost scoși din grupuri. Context. Da, absolut. Ar fi un mod potrivit. Ar mai putea face și altceva în ceea ce privește adaptarea aceasta progresivă? Pe lângă expunerea aceasta în grupuri mai micuțe, mm-hmm, poate grupuri de prieteni, poate să participe la anumite activități extracurriculare cu, da, care el era obișnuit înainte. Ar fi, sigur, indicat, da, să înceapă poate cu ceva activități tot care erau cunoscute copilului, nu ceva nou? Da, ar i-ar fi facilita puțin. Absolut, absolut, da. Spre exemplu, dacă participa înainte la sporturi de echipă, da? Nu știu, orice se poate face, tenis, mai ales că o bună perioadă de timp aceste activități s-au desfășurat în aer liber și asta prezintă un grad de confort ridicat. Ar fi, da, absolut, orice pas mic pe care noi îl facem, da, este un ajutor pe care îl dăm copilului. Readaptarea aceasta, discuții despre asta se pot purta, da, și ascultăm punctul de vedere, ascultăm frica în legătură cu asta. Și bineînțeles pot fi utilizate, da, multe tehnici. Da. Absolut, absolut, dar asta cu ajutorul unui specialist. Mai puțin noi părinții, dacă nu suntem de specialitate, avem așa o tolbă cu tehnici terapeutice. Dar o deși putem crea, o putem crea, da, mergând la psiholog, sigur, sau la, da, un psihoterapeut, putem, absolut, să creăm această tolbă magică, dar la care apelăm de fiecare dată când e nevoie să însoțim copilul în gestionarea unei emoții. Exact. Pentru că vorbim de un management emoțional aici, care poate fi învățat de fiecare dintre noi. Absolut, și ne-ar aduce un mare beneficiu acest lucru, ca noi să fim în contact cu emoțiile noastre, să știm să le gestionăm corect, să ne uităm la ele, să le recunoaștem. Da, ar fi... Sunt primii pași, de fapt, care ne duc către managementul emoțional. Da? Până nu știu ce simt, până nu pot să-mi identific emoția, evident nu o voi putea gestiona adecvat pentru că nu știu ce am de făcut. Absolut. Foarte frumos ai spus. Aș vrea să prevenim acum puțin, poate în afara contextului acesta pandemic, când se începe grădinița, creșa, de unde avem copii mai micuți, ei deseori plâng. Sau unii dintre ei plâng. Ce facem aici? Cum însoțim aici copiii? Sau ce înseamnă, de fapt, adaptarea... Hai să luăm, de fapt, fiecare segment. Ce înseamnă adaptarea unui copil de creșă în colectivitate și nu în contextul pandemiei, pentru că ei sunt prea mici și nu înțeleg noțiunea aceasta, dar ca adaptarea lui să fie una benefică, da, fără dificultăți prea mari, cum ar fi să se procedeze, atât din partea adulților, cât poate și din partea unității de învățământ? Este foarte important ca noi părinții să ne uităm la asta din contextul acesta, tot spun noi părinții, pentru că și eu sunt mamă și am fost în această situație, e foarte important să înțelegem că este o etapă absolut normală în dezvoltarea copilului și că este o etapă benefică. Este prima oară când el se desprinde de noi, da, și pornește în viață, pe un drum al său, da? Dacă primim așa din punctul acesta de vedere, este așa într-un fel wow. Și ar fi ca noi să-l însoțim pe copilaș. Am observat eu la mine, dar și la persoanele cu care lucrez, că foarte importante sunt și emoțiile noastre, ale părinților. Pentru că de multe ori vin părinții și spui, a, nu cred că o să se... Cum să rămână
toată ziua sau jumătate de zi fără mine. Sau eu nu cred că se va integra. Nu cred. Are nevoie ca eu să stau acolo. Da, să fiu cât mai mult în preajma lui, da? Pentru că dacă noi suntem foarte atente la noi, o să lasăm noi atenți părinții la noi, la emoțiile noastre, o să vedem că nu ne este greu. Da? Și că vin foarte multe lucruri, foarte multe emoții acolo pentru noi. Și ăsta ar fi primul lucru, este primul lucru pe care eu îl recomand părinților, să se uite un pic la emoțiile lor. Dacă eu voi ajunge cu copilul la partea grădiniței și o să-mi fie frică și o să-l țin în brațe și nu o să-mi vină să îl las jos ca să poată să intre, sigur că o să-i transmit această stare copilului. Și sigur, emoțiile mele, este foarte probabil că ele să vină de mult din copilăria mea, atunci când eu am fost în această poziție, când eu, copilul meu interior, copilul interior acum, dar când copilul, eu, Georgiana, copilul mic, mergeam la grădiniță. Mulți dintre noi nici nu ne mai aducem aminte foarte bine acele momente, dar datorită memoriei implicite, acele amintiri rămân mereu cu noi și vin, se manifestă sub forma acestor răspunsuri emoționale pe care le avem acum atât de intense. Dacă noi ne uităm la noi și vedem că sunt foarte intense, este clar că noi trebuie să procesăm ceva emoții neprocesate la momentul respectiv. Apoi, sunt multe lucruri concrete pe care le putem face cu copilașii, spre exemplu. Sunt povești pe care le putem citi pentru ca să-l împrietenim cu asta. Să le povestim cam cum se vor întâmpla lucrurile acolo. Foarte potrivit dacă acest lucru este posibil ca atunci când mergem să înscriem copilul la grădiniță, la creșă, să-l luăm cu noi, ca el să vadă locul unde va merge și să o cunoască pe doamna educatoare. Deci, iată că sunt multe lucruri pe care noi le putem face, da? Și sigur că va avea anumite... Este posibil ca copilul nostru să plângă și este ok asta, da? Este absolut normal, se desprinde de noi, este o situație nouă, e în regulă să plângă și e foarte important ca noi să fim ok cu asta și să avem încredere că atunci când îl lăsăm acolo, el va fi, este în siguranță, da? Va fi preluat, doamnele de acolo știu ce au de făcut și așa mai departe. În ceea ce privește ce pot face doamnele, da? Eu am să te întreb puțin, da? Acum. Uneori părinții, spuneai tu că e necesar ca părintele să fie ok cu situația, da? Cu a lăsa copilul plângând. Bun. Cum este când părintele nu e ok cu situația aceasta? Uh-huh. Ce generează, de fapt, în copil? Noi transmitem anxietatea copilului nostru sau noi le transmitem emoțiile, dar noi așa suntem creați, așa funcționează creierul nostru datorită sistemului limbic, care funcționează ca un radar și care scanează mediul din jur, da? Noi putem să simțim, sau mai ales copiii pot simți emoțiile celuilalt, da? Și atunci, nu știu, poate că vi s-a întâmplat sau dacă suntem părinți, știm că un bebeluș are o anumită reacție emoțională după ce privește fața mamei, da? Care transmite o anumită emoție. Nici nu este nevoie să spună mama ceva. Și atunci, sigur că ei preiau din emoțiile noastre. Dacă noi vom fi foarte anxioase, ne va fi frică, copilul va simți asta. El nu își poate regla emoțiile decât în relație cu noi, adulții. Noi suntem cei care dăm tonul. Da? Și atunci, dacă noi avem reacții emoționale foarte, foarte puternice, va trebui să lucrăm cu ele, va trebui să le procesăm. Și din nou ne întoarcem la recomandarea noastră de a discuta cu cineva. Da? Un specialist. Un specialist este cel mai potrivit din punctul meu de vedere, pentru că sigur că noi putem să discutăm cu o prietenă, sigur că putem să discutăm cu mama, putem să discutăm cu partenerul de cuplu și sigur că unele lucruri le putem procesa și așa. Dar în momentul în care noi apelăm la un prieten în locul unui specialist, acesta va veni cu propria lui experiență. Da? Și atunci, în momentul în care noi avem nevoie de un context potrivit pentru a procesa aceste emoții și a le vindeca, să zic așa, da? De aceea e potrivit să apelăm la un specialist. Ceilalți vin cu experiența lor, poate că spun lucruri care ne fac să nu ne simțim adecvați din ceea ce simțim, da? Hai, dragă, merge la școală, nu merge la grădiniță doar. Toți copiii merg la grădiniță, e normal, da? Și atunci tu ca mamă te simți inadecvată. Băi, poate că nu fac ceva bine, poate că nu reacționez. De aceea este potrivit să mergem la cineva de specialitate. Și acum să revenim la comportamentele pe care ar fi să le adopte cadrele didactice care preiau copiii sau adulții care sunt în preajma copilului când acesta este copleșit de
o emoție privind integrarea în colectivitate. Poate că unii dintre ei poșesc pentru prima dată pragul unei creșe sau al unei grădinițe. Cred că cele mai intense emoții sunt atunci când pășesc pentru prima dată copilașii în creșă sau, de ce nu, chiar și cadrele didactice, atunci când își primesc pentru prima dată copilașii. De cele mai multe ori ei știu, doamnele știu cum să-i primească pe copii, da? Pentru că ele sunt calde și disponibile acolo. Sigur că ei vor plânge. Cel mai potrivit ar fi... Există lucruri concrete pe care le putem face, nu știu, de la a folosi modul de distragere, da? De la a folosi baloane de săpun sau o poveste frumoasă prin care să îl introducă pe copil în activitate sau în clasă. În momentul în care copilul plânge, însă, foarte multe lucruri nu putem să facem decât să-l ascultăm cât de cât, da? Și să-i dăm voie să fim acolo, să să-i dăm voie să-și arate emoția, da? Și să o validăm. Știu că ți-e greu, mama vine să te ia la ora promisă, ești în siguranță, hai să-ți cunoști colegii și așa mai departe, dar da, e important din nou să validăm. Cât durează această adaptare? Să presupunem că un copil plânge de la integrarea în colectivitate în fiecare zi. Unde e normalitatea și unde deja ar fi să punem anumite semne de întrebare cu privire la poate o anxietate de separare mai mult decât o frică? Da, mai intensă, da. Păi oricum la această vârstă apare anxietatea de separare sau ea apare mai devreme, dar dacă copilul nu a avut ocazia să o manifeste, pentru că, nu știu, mama a fost cea care a stat mereu cu el acasă, poate că el n-a avut contextul în care să fie în contact cu această emoție. Și atunci atunci ar fi potrivit să am uitat întrebarea mai ziua. Ok. Spuneai de mamă, știi că nu a avut contextul necesar să spune că a stat cu el tot timpul acasă și de aici ai vrut tu să pleci cu anxietate de separare și că nu a avut contextul să. Ok. Și întrebarea ta care era? Cum gestionează, care e diferența între anxietatea de separare și frică? Când e anxietate de separare, când este frică? Ok. Dacă copilul nu a avut contextul în care să-și manifeste anxietatea de separare, da, pentru că a stat cu mama mereu, nu n-a rămas niciodată în altă parte, este posibil ca această anxietate de separare să se manifeste acum. Da? Și din nou este foarte subiectivă intensitatea acestei emoții, pentru că da, noi ne naștem, unii dintre noi ne naștem cu acest mod de a simți emoțiile mai intens decât alții. Depinde și de context. Dacă, spre exemplu, noi nu facem o pregătire prealabilă a copilului atunci când ne separăm de el, este posibil ca noi să întărim această frică, da? Sau să întărim anxietatea de separare. În momentul în care noi, părinții, dispărem din viața copilului, din chiar și pentru o oră, două, dar fără ca el să știe unde anume mergem noi și fără să știe că noi ne vom întoarce, deoarece copiii la această vârstă încă nu au... nu sunt așezați în timp și spațiu, da? Pentru ei o oră nu este foarte clar cât înseamnă, da? Pentru ei poate însemna foarte, foarte mult. Și atunci este potrivit ca noi să facem niște lucruri, da? În momentul în care ne separăm de ei, primele dăți să-i anunțăm, uite, eu acum plec, tu rămâi cu o persoană, nu știu, bunica, bona, o prietenă și așa mai departe, și ar fi potrivit ca ei să cunoască persoana cu care noi îi lăsăm, da? Din timp, din nu timp, atunci. Nu atunci, absolut. Cum ar fi pentru noi să... Pentru noi adulții, atunci când poate fi dificil uneori, atunci când ne aflăm în prezența unei persoane pe care nu am mai văzut-o niciodată. Și dacă stăm să ne uităm la... să ne gândim la ei, micuții, cât de greu poate fi pentru ei să lăsăm cu o persoană pe care nu am mai văzut-o, ne putem da seama că nu e potrivit. Da, deci să cunoască persoana respectivă, să le spunem că noi vom pleca, dar că sunt în siguranță și că ne vom întoarce, să-i luăm. Acestea sunt lucruri care pot intensifica, așa cum spuneam, frica. Ce facem cu situațiile în care adultul dispare brusc atunci când copilul plânge?
Sunt situații, că vorbim de, nu știu, poate a lăsat la grădiniță și părintele fuge, crede că e mai bine să lase copilul așa sau așa crede că e bine să gestioneze. Sau acasă, când e necesar să plece la serviciu și copilul plânge în hohote și nu vrea să rămână cu bona și dispare brusc, fără să-și ia la revedere de la copil. Ce generează, de fapt, comportamentul acesta în interiorul copilului? Păi, senzația de abandon fracturează încrederea pe care copilul o are în noi. Chiar dacă el este, de fapt, atât de mic. Chiar dacă este atât de mic. Da? Chiar dacă este atât de mic. Să ne gândim, eu întotdeauna îi pun pe părinți să se pună ei în locul copilașului, da? Noi, care suntem adulți, avem dezvoltate atâtea mecanisme. Dacă soțul dispare din casă, fără să ne spună nimic, cum este asta pentru noi, da? Soțul sau soția? Ce generează asta în noi? Da? Multe gânduri și emoții, da? Și atunci să ne gândim, un copilaș al cărui centru suntem noi, da? Noi suntem centrul vieții lor, noi reprezentăm plasa lor de siguranță, cum se simte el dacă noi dispărem și fără să spunem nimic, da? Și fără ca emoțiile să fie conținute de persoana cu care el rămâne, da? Și ar fi potrivit ca noi, în momentul în care alegem persoana care va rămâne cu el, să discutăm poate și aceste aspecte, da? Despre cum se conținem emoțiile, să nu-l rușinăm, n-ai de ce să plângi, pentru că e foarte greu de dus pentru noi adulți să tolerăm emoțiile intense ale copiilor. Și atunci ar fi să ne uităm și la asta sau să le pregătim din timp. Ok. Mă tot gândesc la speța aceasta, pentru că deseori văd situații, da, în care dispar pur și simplu, fără să-și ia la revedere. Cum îți poți lua la revedere de la copil când el plânge? Noi o să vedem că atunci când copilul plânge și are emoții foarte, foarte intense, el este deconectat de la noi. Este greu să ne privească în ochi, ne poate respinge sau poate să se țină foarte strâns de noi. Da? Și atunci ar fi de discutat înainte cu cadrul, dacă vorbim de acest context de școală sau grădiniță, de creșă sau grădiniță, ar fi potrivit să discutăm dinainte aceste aspecte cu doamna educatoare și cum le putem manageria efectiv, da? Adică eu nu recomand să se producă o separare foarte bruscă, da? Să luăm cu forța pe copilaș. Da? Poate că îi putem acorda câteva minute, noi ca părinți în mașină, să ne luăm câteva minute dimineața în plus, ne trezim un pic mai devreme cu 10-15 minute, 20 de minute, timp în care ne conectăm cu copilul, îi reamintim că îl ducem la grădiniță, astfel încât noi îi pregătim contextul și îi spunem, uite, acum mergem la grădiniță și îi dăm spațiu ca el să-și manifeste emoțiile. Da? Și să discutăm din timp, ok, cum facem, da? Dacă doamna este dispusă să îl ia în brațe sau nu, să avem nelămurite aceste aspecte, ne vor da și nouă siguranță și încredere să-l lăsăm mai ușor, să zicem așa, da? În momentul în care, da, îl predăm, uite, acum rămâi cu doamna, verbalizăm asta, acum rămâi cu doamna educatoare, ești în siguranță aici, da? Și noi să transmitem asta, că noi credem asta, credem ce spunem, că este în siguranță și eu voi veni să te iau la prânz sau după ce mănânci fructele sau, nu știu, după somnul de prânz. Îi dăm repere clare copilului, da? Voi veni să te iau după somnul de prânz, pentru că el, dacă îi spune, voi veni să te iau la ora 5, aceasta nu reprezintă nimic pentru el, da? Și să ne ținem de cuvânt să ajungem atunci când am spus că ajungem, da? Cam asta putem să facem ca să îi însoțim. Să le ascultăm emoțiile, să le validăm, să facem, să transmitem încredere și siguranță și să facem ce spunem că vom face. Spui că e destul de important să transmitem repere clare copilului. Da. Însă, ce se întâmplă când eu, ca părinte, nu am venit să iau copilul? I-am spus că îl iau după somnul de prânz, nu am venit, am venit mai târziu. Nu am întârziat. Își dă seama? În principiu, ei, da, își dau seama. Dacă noi le dăm repere de clare, voi veni după somnul de prânz sau voi veni după gustare. El știe că după somnul de prânz, de obicei, în creșe și grădinițe, activitățile sunt ritualizate, să zic așa, între ghilimele. Adică ele se întâmplă într-o anumită ordine, da? Acum lucrăm, acum mergem să luăm masa, acum ne spălăm pe mâini, acum ne pregătim de somn, acum luăm gustarea, acum ieșim afară și așa mai departe.
În momentul în care copilul vede că se întâmplă acea activitate, dacă el s-a trezit, el are această așteptare ca mama să vină să-l ia atunci. Și ar fi foarte potrivit să facem asta, pentru că din nou ne întoarcem la relația noastră cu el. Se produce o ruptură în relație și fracturăm încrederea pe care el o are în noi, da? În momentul în care noi nu ne ținem de cuvânt. Chiar dacă este atât de mic și pare că nu contează ce îi spun, mă duc să-l iau când pot eu, că oricum e mic și nu înțelege. Eu cred că ei înțeleg foarte multe lucruri. Cum e mitul acesta? Este mic și nu înțelege. Este un mit. Exact așa, este un mit. Ei pot înțelege. Cât înțeleg copiii, de fapt? Până la 7 ani. Pentru că acesta e segmentul unde deseori întâlnim adulți care spun e mic și nu știe. Lasă-l că e mic și nu înțelege. Cred că am fi surprinși de câte multe lucruri înțeleg copiii și observă. Și să știți, eu cred că uneori și părinții mai observă asta sau își dau seama din anumite contexte. Eu credeam că nu este atent, dar uite că mi-a spus ceva ce eu am verbalizat, da? Dar credeam că se joacă. Ei înțeleg foarte multe lucruri și eu recomand părinților ca încă de când sunt copiii bebeluși să își formeze acest obicei de a le explica lucruri. Cu cât noi le explicăm mai multe lucruri, cu atât ei vor ajunge să înțeleagă sau să avem noi sentimentul că ei înțeleg mai repede, da? Pentru că se creează niște circuite neuronale în creierașul nostru, se dezvoltă centrul vorbirii mai repede, da? Hipocampul și așa mai departe. Deci ei înțeleg, bebelușii, copiii înțeleg mai multe decât nu știu, credem noi, poate. Faptul că ei nu ne răspund pe măsură nu înseamnă că ei, de fapt, nu au înțeles. Faptul că ei nu verbalizează corect, pentru că niște reacții au, ne răspund. Mm-hmm. Și ei răspund, de fapt, comportamental, dar exact. Și emoțional, că până la vârsta de 7 ani, creierul copilului este ca un purete care absorbe totul. Absolut tot. Da. Și copiii se manifestă emoțional. Exact. Exact. Ne arată. Ne arată și foarte frumos, foarte frumos spune Larry Cohen apropo de arătat emoții, da? Copilul nu o să spună niciodată, mami, am avut o zi grea, hai, ascultă-mă. O să spună, hai, vino și joacă-te cu mine, da? Mm-hmm. Acestea sunt mesaje, orice comportament al copilului este un mesaj. Foarte interesant ce ai spus acum și cred că, da, asculta copilul cu siguranță este important la orice vârstă. Că spune 2 cuvinte la 1 an sau 20.000 de cuvinte la 14 ani. Important e să avem urechi ca adulți, da? Pentru copiii din preajma noastră, că sunt copii biologici sau pur și simplu copii în preajma noastră. E important să ne dezvoltăm mecanismul acesta de funcționare și comportamentul acesta orientat, da? Care cuprinde și o ascultare activă. Este foarte, foarte important pentru toate relațiile noastre, nu numai pentru copii. Pornind de la a ne asculta pe noi și a fi atenți la noi, la emoțiile noastre și ce ne transmit ele, la faptul că emoțiile sunt un mesaj, da? Și ar fi să ne conectăm la noi, la faptul că emoțiile și comportamentul celuilalt este un mesaj, fie că e al copilului, fie că e al soțului sau al colegului de la muncă. Este foarte important să fim prezenți, să ne conectăm. Iată că ne apropiem de încheierea emisiunii. Ce mesaj ne transmiți tu cu privire la frica aceasta copleșitoare? Să o ascultăm, să ne împrietenim cu ea și să știm că noi putem să fim în control. Da? Și să apelăm la un specialist atunci când simțim că ne copleșește, că există soluții. Întotdeauna, orice situație care pare a nu avea nicio soluție, dacă privim unghiul, dacă schimbăm unghiul de a o privi, poate avea cel puțin o soluție. Absolut. Cu încredere că o să reușim să ne împrietenim cu frica, vă dorim o săptămână excelentă. Ediția de astăzi se încheie aici. Georgiana, îți mulțumesc că ai revenit de la Constanța în culisele psihologiei. Cu mare drag, este plăcerea mea. Dragii mei, ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți o săptămână minunată!